Salutare și bine te-am regăsit pe canalul nostru! Eu, Clownela, și o nouă poveste! Astăzi vom citi despre prietenie și despre un iepuraș pe care îl cheamă Matei! Ia să vedem! Avem copii Matei care ne privesc? Băieței Matei! Eu transmit pupici pentru toți băieței Matei! Și pentru toți copiii care sunt chiar acum alături de mine pentru o nouă poveste! Haideți să începem povestea? Nu începem. Nu putem începe. Știți de ce? Pentru că încă nu s-a abonat cineva la canalul nostru. Da! Nu te uita în părți, că de tine vorbesc. Hai, repede! Apasă chiar acum pe butonul Abonează-te! Sau subscribe. Deci, ne-am abonat? Da, tu! Foarte bine, gata! Acum putem începe povestea! Povestea noastră se numește De ce vă certați, Matei? Era o zi călduroasă de vară. Matei și prietenul lui Edi se jucau pe malul râului. Hai să construim un baraj, a propus Edi. Dar nu știu cum, a răspuns Matei. Hai, las pe mine! Știu eu să construiesc cele mai rezistente baraje din lume! Bine! Tu construiești barajul, iar eu o să fac o barcă. Mă pricep să fac cele mai grozave bărci din lume, a zis Matei. Și astfel, cei doi s-au pus pe treabă. Edi mai avea puțin de lucru la baraj când Matei a terminat de construit barca din crenguțe și scoarță de copac. I-a arătat lui Edi mândru nevoie mare. Lansează-o la apă dacă vrei, i-a propus Edi. Eu mai am nevoie de câteva pietre și barajul e gata. Nivelul apei creștea în spatele stăvilarului, adică după baraj s-a acumulat multă apă. Dar o să fie destul de rezistent? A întrebat Matei neîncrezător. Sigur că da! Barajele mele sunt întotdeauna rezistente! În clipa următoare însă, barajul a cedat și toată apa care era acolo acumulată, cum credeți, a venit la vale! Curentul neașteptat de apă i-a măturat bărcuța lui Matei. Barca mea! Bărcuța mea! S-a văitat Matei. A luat-o la fugă după ea, dar apa gonea la vale prea repede ca să o poată prinde. Matei s-a întors furios. Era cea mai grozavă barcă pe care am construit-o vreodată! Acum am pierdut-o și numai din cauza ta! A strigat Matei. Hai, nu era decât o bărcuță amărâtă! I-a întors-o Edi. Aș putea să fac una și cu ochii închiși. Asta a fost prea de tot. Oare ce se întâmplă mai departe? Matei a început să-l tragă pe Edi de urechi. Edi a protestat și el, iar în curând erau amândoi la pământ, luptându-se de zor până când s-au rostogolit în pârâul rece. Și doar așa s-au oprit. Matei s-a ridicat, s-a scuturat de apă și a zis: până aici, Edi! De azi nu mai ești prietenul meu! Nu vreau să te mai văd niciodată! A zis Matei lui Edi și a pornit-o în fugă spre casa lui. Te-ai întors deja! L-a întrebat mama iepuroaică pe Matei, surprinsă că-l vede acasă așa de vreme. Credeam că te joci cu Edi! Ne-am certat! Nu o să mă mai joc niciodată cu el! Niciodată! A zis Matei. Vai de mine! Dar de ce v-ați certat, Matei? Mi-a distrus barca! I-a explicat Matei. Dar Matei, Edi e cel mai bun prieten al tău! A fost! A fost cel mai bun prieten al meu! A corectat-o Matei și a ieșit furtunos din cameră. S-a dus în dormitor ca să-și caute iepurașul de jucărie pe nume Nicușor. Nicușor, tu ești cel mai bun prieten al meu. Noi doi nu ne certăm niciodată, nu-i așa? Vrei să ne jucăm? L-a întrebat Matei pe Nicușor.
Nicușor nu s-a opus, așa că Matei l-a aruncat în sus și l-a prins. Apoi l-a aruncat, iar și iar, până când au început să-l doară brațele. După aceea s-au jucat de bați ascunsele, dar numai Matei trebuia să-l caute. Nici la leapșa Nicușor nu era prea bun. Nicușor, îmi place de tine, a zis Matei, dar mă cam plictisesc. Hai să vedem dacă Dan, Luca sau Ana vor să se joace. Matei l-a găsit pe fratele lui, Dan. Era la intrare. Vrei să te joci cu noi, Dan? Nu acum, mă întâlnesc cu prietenii mei, i-a răspuns fratele lui. Așa că Matei s-a dus să-i caute pe Ana și pe Luca, dar nu i-a găsit. A întrebat-o pe mama, unde sunt? Iar mama i-a răspuns. Au plecat cu tata la cules ciuperci. Ce-ar fi să te joci cu Irina? Eu spăl rufele. Matei nu voia să se joace cu Irina. Era doar un bebeluș. Așa că a plecat încruntat. Hai înapoi la râu, Nicușor, i-a spus Matei lui Nicușor și au plecat la râu. Exact acolo unde el s-a despărțit de prietenul lui, Edi. Matei l-a pus pe Nicușor jos, la marginea pârâului. Fii atent! O să te învăț să construiești un baraj. Dacă Edi a putut, pot și eu. A pus pietrele unele peste altele, dar ele s-au răsturnat, iar apa curgea într-una prin baraj. Matei a încercat iar și iar. I se făcuse cald și era tot mai necăjit. Oare cum reușea Edi? S-a gândit atunci Matei. Chiar atunci, o bărcuță șubredă a plutit pe lângă el, pe jumătate scufundată în apă. De unde a apărut asta? Se întrebă Matei. Hai, Nicușor, hai să mergem să vedem de unde a venit bărcuța. Matei a luat-o tiptil în sus pe râu și l-a văzut, ghiciți pe cine? Pe Edi, care încerca să lanseze încă o barcă, dar aceasta se răsturna într-una. Edi a încercat cât a încercat, dar i se făcuse cald și era tot mai iritat. Dar oare Matei cum reușea? A mormănit el. Simplu! Trebuie să fixezi catargul exact în mijloc, a zis Matei. Edi a ridicat privirea și l-a văzut pe Matei. Mie nu-mi iese așa cum îți iese ție, a zis Edi. Vrei să te ajut? L-a întrebat Matei. Da, te rog. Matei i-a arătat lui Edi unde greșea și împreună au construit două bărci frumoase din scoarță de copac. Ne trebuie un bazin în care să plutească, a zis Matei. Am început să construiesc un baraj, dar nu mă pricep la fel de bine ca tine. Vrei să te ajut? L-a întrebat Edi. Da, te rog. Edi i-a arătat lui Matei cum să fixeze pietrele și împreună au înălțat un baraj mare și rezistent de-a latul pârâului. Pe măsură ce nivelul apei creștea în spatele barajului, cei doi au început să țopăie de fericire. Rezistă! Rezistă! A strigat Matei. Amândoi și-au dat mâna serioși. Ai făcut o treabă bună, Matei. Și tu la fel, Edi. Apoi s-au jucat cu bărcile până la apusul soarelui. Când Matei s-a întors acasă, ceilalți membri ai familiei se așezaseră deja la masă. De ce ai întârziat, Matei? L-a întrebat mama iepuroaică. M-am jucat la râu cu Edi, a explicat Matei. A fost atât de distractiv că am uitat cât e ceasul. Te-ai jucat cu Edi? S-a mirat mama. Păi credeam că v-ați certat. A, asta a fost de mult. Acum suntem iarăși cei mai buni prieteni din lume. Ce repede se ceartă și se împacă cu prietenii Matei. De fapt, așa cum fac toți copiii, repede își uită supărarea. Sau nu e adevărat? Ia să-mi spuneți și voi mie. Voi repede vă împăcați cu prietenii voștri? Sau voi nu vă certați?
Aștept cu mare drag comentariile voastre. Iar eu, Clownela, înainte de a pleca, îți amintesc că dacă ți-a plăcut povestea, distribuie neapărat prietenilor tăi. Pune un like și abonează-te! Pupici, până la o nouă poveste! Pa, pa!